ziua, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Socialiștii anunță că vor solicita în Parlament demisia 3 judecători de la Curtea Constituțională, care au votat ieri pentru dizolvarea legislativului. Iar la Parlament a fost astăzi scandal. Deputații și-au împărțit replici când proiectul privind compensarea facturilor la lumină a fost supus votului. Un fel de socialism în stil dodonist. Luăm sau luați de la săraci și dați la bogați. Mai mulți procurori moldoveni au fost blocați pe aeroportul Domodedovo din Moscova, unde au mers într-o vizită de lucru. Proiectul socialiștilor, prin care statul ar urma să achite facturile la curent electric pentru toți consumatorii casnici, indiferent de poziția lor socială, a fost votat în primă lectură cu scandal. Opoziția a acuzat de populism majoritatea, care nici măcar nu știe de unde pot fi luați cei 500 de milioane de lei necesari. Și cel mai mare furnizor de energie electrică și-a exprimat îngrijorarea, spunând că așa oamenii vor fi încurajați să cheltuie fără măsură. Acest proiect de lege are drept scop compensarea tarifelor la energie electrică utilizată de către consumatorii gospodăriilor casnice pe perioada de pandemie, și anume vorba de luna aprilie-mai a anului 2021. Proiectul propus de socialiști, care prevede acoperirea cheltuielilor la curent electric în această perioadă pentru fiecare consumator casnic, indiferent de veniturile sale, a stârnit replici dure în plenul Parlamentului. Un fel de socialism în stil dodonist. Luăm sau luați de la săraci și dați la bogați. De ce cetățenii acestei țări, inclusiv persoane cu venituri foarte mici, trebuie din taxele lor să ne achite nouă electricitatea? Orice cetățean care a fost solidar cu bugetul de stat și a plătit impozite are dreptul la o mică recompensă, ea este pur simbolică. De unde bani? Tot de acolo de unde a fost acoperit și miliardul. Vreau să vă ajut un pic. Ați încasat 33 de milioane prin dosarul Bahamas și plus 380 de culioace, 700 de mii de euro a liderului vostru spiritual Dodon ar putea foarte bine acoperi aceste necesități. Proiectul a fost criticat inclusiv pentru că nu s-a luat în calcul o metodologie prin care banii să fie alocați doar persoanelor care au nevoie de ajutor. Este foarte bine să ne întrebăm pe cine vrem cu adevărat să ajutăm și să facem în așa fel încât banii să ajungă la oamenii care au nevoie de acești bani cu adevărat. Bugetul Republicii Moldova nu e un sac fără fund. În drum spre tribuna, unde urma să vină cu o replică, Vasile Bolea a luat de pe masa unui coleg o sticlă cu dezinfectant și a stropit microfonul, după ce la el și-a ținut discursul Dan Perciun. Asta ce e, aghiazmă? Da, pentru că боюсь заразиться популизмом, уважаемые друзья. Azi propuneți, așa, de căciulă la toți, un fel de fură, dar ne dă și nouă, așa cum v-ați deprins. Chiar nu vă e rușine să violați bugetul statului și banul cetățeanului zi de zi? Ce dumneavoastră ați fumat astăzi dimineață? Ce ați băut? Deputații de la PAS au numit-o pe Tauber obraznică și i-au reproșat că și-a cumpărat cercei din furtul miliardului. Eu pentru cerceile mele și pentru tot pot să răspund. Nu vă invidiați, vă rog. Iar Pavel Filip a declarat că proiectul este unul populist. Suntem în campanie electorală acum și se vin cu asemenea inițiative care vor fi votate în prima lectură și astfel nu vor mai ajunge la lectura a doua. Într-un final, proiectul, care nu are avizul guvernului, a fost votat în prima lectură. Cine este pentru, vă rog să votați. La scurt timp, cel mai mare furnizor de energie electrică, Premier Energy, a criticat inițiativa socialiștilor și și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu aceasta. Considerăm că întreruperea disciplinei de plată lunară a facturii de energie electrică nu contribuie la cultivarea unei culturi de responsabilitate a plății și gestiune eficientă a consumului individual prin economisirea de energie, deoarece ceea ce pare să nu fie plătit din buzunarul propriu nu este apreciat la justa valoare. Furnizorul precizează că metoda de plată a compensațiilor propusă în proiectul de lege nu este cea mai potrivită în condițiile în care statul se confruntă cu un deficit bugetar și i-a îndemnat pe autori să transfere banii consumatorilor dacă vor să-i ajute, întrucât legea ar putea crea confuzii printre aceștia.
Orice act de presiune și de răzbunare din partea politicienilor asupra judecătorilor Curții Constituționale este inadmisibil. Este reacția instituției după ce Igor Dodon a declarat că majoritatea parlamentară va cere în Parlament demisia a trei magistrați, acuzându-i de uzurparea puterii în stat. Dodon susține că aceștia ar fi luat decizia de a dizolva Parlamentul la cheremul Maia Sandu. Noi considerăm că uzurparea Curții Constituționale în favoarea intereselor politice a Maia Sandu de către trei judecători a Curții Constituționale. Este vorba de doamna Manole, este vorba de doamna Șova și de domnul Roșca. Apropo, toți acești trei au fost desemnați de către blocul acum. Nemulțumit de decizia Curții Constituționale, care a constatat ieri că există circumstanțe de a dizolva Parlamentul, șeful PSRM susține că partidul său, de rând cu partidul Șor, va înainta în Parlament un proiect prin care cei trei judecători să fie acuzați de uzurparea puterii de stat. Eu cred că Parlamentul trebuie să ia decizie de retragere a încrederii față de acești trei judecători care ieri au mers la uzurparea puterii de stat în favoarea Maia Sandu. Curtea Constituțională a reacționat la declarațiile lui Igor Dodon. Exercitarea oricărei forme de presiune asupra judecătorilor Curții Constituționale, atât înainte de adoptarea actelor sale jurisdicționale, cât și un act de răzbunare pentru soluțiile adoptate, este inadmisibilă, fiind incompatibilă cu respectarea statului de drept, autorității curții și a supremației instituției, se arată în declarația Înaltei Curți. Președinția nu a comentat deocamdată declarațiile liderului PSRM, iar Curtea Constituțională a declarat că Parlamentul poate fi dizolvat, iar faptul că guvernul nu a putut fi format din două încercări este o circumstanță care justifică acest lucru. Sesizarea a fost depusă de președinta Maia Sandu după consultările cu fracțiunile parlamentare de la sfârșitul lunii martie. Deși Curtea Constituțională a dat undă verde pentru dizolvarea Parlamentului, socialistul Vasile Bolea declară că legislativul este funcțional și poate chiar investi un guvern. Invitat la emisiunea În Profunzime, deputatul a spus că alegerile pot avea loc doar după ce majoritatea populației va fi vaccinată. Pe de altă parte, Igor Grosu de la PAS susține că scrutinul poate fi organizat în luna iulie sau august. Parlamentul este unul funcțional, poate să adopte decizii, poate inclusiv să investească un guvern. Și autoritatea Parlamentului ca și organ suprem reprezentativ a poporului, deci Parlamentul poate în limitele legii să facă, să adopte orice decizie în acest sens. Bolea spune că alegerile anticipate nu se pot desfășura până majoritatea populației nu va fi vaccinată. Cea mai bună perioadă pentru a organiza alegerile este una singură. Vaccinarea cel puțin 70-80% din populația țării. Să faci scrutin electoral în plină pandemie într-un haos, poate să o facă doar un sinucigaș. Pe de altă parte, deputatul PAS Igor Grosu spune că alegerile pot fi organizate în luna august, atunci când cazurile de infectare ar putea fi în descreștere. Trebuie să țină cont de prevederile legale, dar e preferabil să fie în perioada, vara să fie, și pentru că vara și incidența bolnăvirilor să fie mai mică conform prognozilor Organizației Mondiale a Sănătății. Și să nu uităm și de faptul că în toamnă deja trebuie să avem un guvern funcțional, astfel ca să reușim să intrăm în dialog cu Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Comisia Europeană pentru a putea aduce acele resurse financiare de care are nevoie și economia și instituțiile statului. Asta ar fi în luna august? Ar fi un scenariu iulie-august, dar deja data este dreptul doamnei președinte să vină cu acea dată. Bineînțeles că e o zi de duminică. Angajații din domeniul Horeca cer să fie vaccinați anticovid în a doua etapă pentru că au zilnic contact cu zeci de persoane. Desigur mă vaccinez. Sunt total de acord cu aceasta pentru că poate cu timpul apropiat, cine știe, scăpăm de pandemia aceasta. Vor să fie permise și ceremoniile cu testul negativ al invitaților. Revenim cu detalii imediat. O nouă secție de terapie intensivă va fi deschisă până la sfârșitul acestei luni la Spitalul Sfânta Treime din capitală. Lucrările sunt pe ultima sută de metri, iar săptămâna viitoare vor fi instalate aparatele medicale și mobilierul. Secția va avea o capacitate de 14 locuri. Pentru lucrări s-au cheltuit 6 milioane de lei din bugetul municipal.
Lucrările în noua secție de terapie au început acum 4 luni aici, fiind anterior un laborator. Muncitorii au instalat sisteme noi de ventilare și un sistem central de aprovizionare cu oxigen. Aici se află secția de terapie intensivă numărul 2, secție nouă să fie. Reparații capitală se face. Deci intrarea în secție, deja se încep saloanele. Salonul de 2 persoane o să fie, secția o să fie dotată de 14 locuri, ne avem 4 saloane, unde se află câte 3. Pentru pacienți în fiecare salon a fost instalat un punct sanitar. Va fi un salon de 2 persoane cu baie, duș, aparatele nu sunt instalate, dar pe parcurs le instalăm. Acolo se fie aparatajele. Acolo s-a tot instalat, monitoarele pe pereți. Săptămâna viitoare urmează să fie adus mobilierul și aparatele medicale, iar până la sfârșitul lunii secția va fi deschisă. Așa arată intrarea la unul dintre saloanele secției de terapie intensivă de la Spitalul Sfânta Treime. Aici vor fi amplasați 3 pacienți, iar în spatele acestui perete vor fi angajații medicali care vor supraveghea pe cei internați. În spatele meu se află sufrageria, pacienții care vor mânca, se primește mâncarea de la blocul alimentar, de aici deja se repartizează prin saloane. Totuși, angajații medicali speră să vadă secția mai mult goală, deci să fie mai puțin bolnavi în stare gravă. Un an foarte greu, pacienți gravi, mulți, într-adevăr, și noi suntem foarte epuizați. Să fie pacienți, dar nu așa gravi, mai puțin deces să avem. Elena Reaboi, care pe lângă munca în secția de terapie intensivă a lucrat și la centrul COVID de la Moldexpo câteva luni, spune că își dorește cel mai mult ca pandemia să bată în retragere și să petreacă mai mult timp alături de familie. Să ieșim din... să aruncăm masca undeva departe și să putem să noi ieșim cu familia. Practic în toată ziua rămânem până seara târziu, dar copiii ne așteaptă. Sărbătorile, dacă sincer, nu le simțim. Nici anul trecut n-au fost. Nici anul ăsta. Suntem la lucru. Pentru lucrările de renovare, primăria a alocat 6 milioane de lei. Potrivit directorului Spitalului Sfânta Treime, în cele 2 secții ale instituției vor putea fi internați 68 de pacienți. Acesta a refuzat să ne spună câți bolnavi de COVID sunt acum la reanimare, precizând doar că numărul lor a scăzut și că sunt 4 libere. Liber la vaccinarea cu AstraZeneca în România. Toate persoanele doritoare, inclusiv moldovenii cu cetățenie română, se pot imuniza de astăzi fără programare. Autoritățile române recomandă celor interesați să verifice locurile disponibile în harta interactivă existentă pe Platforma Națională de Informare cu privire la vaccinare. În ultimele 24 de ore, aproape 10.000 de români s-au vaccinat cu AstraZeneca. Oricine dorește să se vaccineze cu serul AstraZeneca în România o poate face la cerere, prin prezentarea directă la centrul de vaccinare cu un document de identitate, fără a mai fi necesară înscrierea pe platformă. Anterior prezentării la centrul de vaccinare este foarte bine să ne uităm, să vizualizăm centrele de vaccinare cu AstraZeneca de la nivel național, evident în preajma localității de reședință și acolo unde sunt locuri libere ne putem prezenta să ne vaccinăm, însă fiecare centru va vaccina la capacitatea la care el este pregătit și anume vorbim de circa 90 de persoane pe cabinet de vaccinare. Aproape 80.000 de români au fost vaccinați în ultimele 24 de ore. Este un record pentru imunizările realizate într-o singură zi în România. Circa 10.000 de persoane au ales AstraZeneca. Această diferență între capacitatea reală de vaccinare de circa 115.000 de persoane și numărul persoanelor vaccinate este explicată în mod deosebit de reticența pe care o avem pentru vaccinul de la AstraZeneca, unde avem circa 30.000 de persoane capacitate de vaccinare în centrele care funcționează cu acest tip de vaccin. Valeriu Gheorghiță susține că apariția trombozelor după vaccinarea cu AstraZeneca este o reacție adversă foarte rară. Au fost raportate efecte secundare ușoare asemănătoare gripei, cum ar fi febra, durere la locul injectării și oboseala. Experiența pe care am acumulat-o până la acest moment arată că numărul de reacții adverse sau numărul persoanelor care dezvoltă reacții adverse după cea de-a doua doză este semnificativ mai redus comparativ cu efectuarea primei doze. Coordonatorul campaniei de vaccinare susține că România nu își permite acum să renunțe la vaccinarea cu AstraZeneca, deoarece Pfizer are o stabilitate redusă, care necesită condiții speciale de stocare. În același timp, conducerea companiei Pfizer a anunțat oficial că oamenii probabil vor avea nevoie de a treia doză a unui vaccin COVID-19 în termen de 12 luni de la vaccinarea completă. De asemenea, a declarat că este posibil să fie nevoie ca oamenii să fie vaccinați anual cu un ser anti-COVID. It is extremely important to suppress the pool of people that can be susceptible to the
virus. Cercetătorii încă nu știu cât durează protecția împotriva virusului după ce cineva a fost complet vaccinat. Pfizer a afirmat la începutul acestei luni că vaccinul companiei este eficient chiar și la 6 luni după a doua doză și vaccinul Moderna, care utilizează o tehnologie similară cu cea a lui Pfizer, s-a dovedit a fi extrem de eficient la 6 luni. De luni, o parte din elevii din capitală vor reveni în bănci. Este vorba despre cei din clasele primare, a 5-a și absolvenții. Anunțul a fost făcut de Ion Ceban, care spune că în ultima săptămână a scăzut numărul de infectări de coronavirus, deși datele oferite de Ministerul Sănătății arată contrariul. După mai bine de o lună de când școlile din capitală au trecut pe online, Ion Ceban a anunțat că, începând de luni, elevii claselor primare, cei din clasa a 5-a și absolvenții, vor reveni la ore cu prezență fizică. Pentru elevii din alte clase, învățământul rămâne de la distanță. Marea majoritate a celor care au vrut să se vaccineze în municipiul Chișinău, mă refer la cadrele didactice, au fost vaccinați. Iar lecțiile în școlile de artă, care erau predate până acum online... Galea, ești? La ce atragem noi atenție? De luni se vor desfășura în clase, fiind permise atât activitățile individuale cât și cele de grup, iar în școlile cu profil sportiv pot fi reluate antrenamentele. Totodată, la ședința Comisiei Situației Excepționale Municipale s-a reiterat și faptul că de Paștele Blajinilor accesul în cimitire va fi interzis, însă... Cei care vor să vină să facă ordine la morminte, să facă acest lucru până sau după Paștele Blajinilor, că nu va fi posibil. Cimitirul va fi închis în această perioadă. Ceban a menționat că în capitală se înregistrează o diminuare a cazurilor de îmbolnăvire cu COVID-19, deși datele oferite de Ministerul Sănătății arată că în ultima săptămână numărul infectărilor a crescut. De la începutul pandemiei, la Chișinău a fost înregistrată peste 100.000 de cazuri și mai bine de 1.700 de decese. Asociația Națională a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement solicită autorităților ca angajații din domeniul Horeca să fie incluși în a doua etapă de vaccinare, pentru că zilnic interacționează cu 10 de persoane. Totodată, cere ca ceremoniile să fie permise dacă invitații prezintă testul negativ la COVID. Solicitarea a fost transmisă prin ministrul interimar, care nu a venit cu un răspuns deocamdată. Acest restaurant din sectorul Râșcani era pe jumătate plin la prânz. Constantin avea în așteptare câteva comenzi. Programul de muncă s-a redus, la fel și salariul lui. Am luat în congeu pentru că nu mi-ajung bani. Ce lucrezi? Lucrez și narghelist. Tânărul interacționează cu 10 de persoane pe zi și crede că vaccinul îl va proteja. Multe persoane nu respectă. Spre exemplu, când intră în locale, intră fără mască. Desigur mă vaccinez. Eu personal nu m-aș vaccina dacă n-aș trece de vârsta de la 30 în sus. Vasile spune că respectă toate măsurile de protecție și consideră că asta l-a păzit de virus până acum. Spăl mâinile des, mă dezinfectez, port mască. Într-un alt restaurant, angajații spălau și dezinfectau bucătăria pentru că urmau să deschidă localul. Elena ștergea niște rafturi și ne-a spus că e de acord să se vaccineze. Merit de stermini pandemia asta. Să lucrăm în normal, să nu stăm cu frică ca să ne închidem fiecare zi. E foarte, foarte tare puțin. Oamenii nu previn la restaurant. Administratorul restaurantului ne-a povestit că programul redus nu le-a anulat plata la chirie și că acum doar 30% din clienți pășesc pragul localului. Мы работаем, работаем. Значит, должны оплачивать. Многих душит аренда. Работаем с людьми, даже если учитывается дистанция между столами, между гостями. Мы все равно в зоне риска, хотя не было ни одного случая, по-моему, насколько я знаю. Angajații din domeniul Horeca sunt incluși în a treia etapă, de rând cu majoritatea populației, ne-a spus purtătoarea de cuvânt a Ministerului Sănătății. Potrivit președintei Asociației Naționale a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement, ieri a fost trimisă o solicitare prin ministrului interimar, prin care cer ca angajații din acest domeniu să fie incluși în etapa a doua de imunizare, să primească un ajutor financiar din partea statului și să fie permise evenimentele festive. Am propus să se permită aceste evenimente pe baza unui test negativ, luând în considerație că deja avem teste rapide, intervenția statului cu măsuri stimulatorii, subvenționare și facilități fiscale, pentru că sectorul Horeca la moment au pierderi de 80% comparativ cu anul 2019, aceeași perioadă. Foarte mulți își doresc o vaccinare în masă și cât mai rapidă pentru a putea
relua activitățile. Potrivit președintei asociației, autoritățile încă nu au oferit un răspuns la solicitare. Am încercat să luăm legătura cu purtătorul de cuvânt al guvernului, dar nu ne-a răspuns deocamdată la telefon. Mai mulți procurori moldoveni au fost blocați pe aeroportul Domodedovo din Moscova. Vameșii ruși l-au interzis să intre în țară din cauza restricțiilor epidemiologice, anunță Procuratura Generală. Totuși, după ce responsabile de la Chișinău au luat legătura cu omologii ruși, accesul le-a fost permis. Procurorii de la Procuratura Anticorupție și angajații Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au mers într-o vizită de lucru la Moscova. Deși Comitetul Rus de Anchetă a fost informat din timp despre această deplasare, vameșii l-au interzis să iasă din aeroport, susțin reprezentanții Procuraturii Generale. Reprezentanții noștri au fost opriți în timpul controlului pe aeroportul Domodedovo pe motiv că nu ar fi fost coordonate în prealabil toate formalitățile legate de restricțiile sanitare antipandemice necesare pentru intrare pe teritoriul Rusiei. Ulterior, procurorul general Alexandru Stoianoglu l-a sunat pe procurorul general al Rusiei. Imediat a trimis mașina Procuraturii Generale a Rusiei pentru a-i prelua pe membrii grupului nostru de lucru și care au proces la realizarea sarcinilor prestabilite. Totul s-a întâmplat la începutul acestei săptămâni, dar procuratura a anunțat abia astăzi despre incident. Procurorii moldoveni se află încă la Moscova, dar responsabilii au refuzat să ne ofere detalii despre ce dosar ar fi vorba pentru a nu afecta acțiunile procesuale penale, precizând că nu are nicio tangență cu dosarul la Undromat. Procurorii se vor întoarce duminică la Chișinău. După ce mai mulți deputați socialiști l-au criticat pe ambasadorul român la Chișinău pentru că a spus că i-ar vaccina pe unii contra moldovenismului primitiv, și Igor Dodon s-a arătat supărat. Șeful PSRM l-a apostrofat pe diplomat și i-a solicitat să-și ceară scuze. Daniel Ioniță nu a reacționat, dar acum câteva zile a spus că declarația sa, făcută la emisiunea În Profunzime, a fost scoasă din context. Ați fost la mine acasă, în Beci, la Sadova. V-a plăcut foarte tare vinul produs de un purtător a moldovenismului, nu primitiv. Lucrurile astea sunt categoric inadmisibile. Eu cred că ar fi fost corect să ceri scuze de la poporul moldovenesc. Încă o dată, noi suntem prieteni, frați, dar nu vă bateți joc. Dumneavoastră sunteți la noi oaspeți în țară. Dodon a mai spus că dacă ambasadorul Republicii Moldova în România făcea o astfel de declarație, autoritățile de acolo ar fi cerut să fie revocat. Sunt etichete pentru români. Nu o să spun că nu pot să-mi permit. Eu nu sunt Ioniță să mă cobor la nivelul ăsta. Dar de români s-au spus multe lucruri urâte. Dar chipuiți-vă că ambasadorul nostru în România își permitea și ceva. Ce se întâmplă? Îi săreau un cap toți. La noi mai s-a îndutat, e clar că e româncă. Replica vine după o afirmație făcută de Daniel Ioniță la emisiunea În Profunzime de săptămâna trecută. Dacă aș putea să deschid centre de vaccinare în ambasade, nici de cum nu i-aș vaccina pe cetățenii moldoveni contra COVID-ului. I-aș vaccina poate contra moldovenismului primitiv sau contra sentimentelor pe care le-au la un moment dat contra României. Socialiștii au calificat declarația ca fiind bagiocoritoare și au spus că diplomatul trebuie să-și ceară scuze. Iar Ministerul de Externe l-a îndemnat pe diplomat să se abțină de la declarații care ar atenta la dreptul la pluralitate de opinii din societatea noastră. Pentru Presa Română, Daniel Ioniță a spus că afirmația a fost scoasă din context și a precizat că România va oferi în continuare ajutor Republicii Moldova. Peste 300 de concentratoare de oxigen cumpărate din banii donați de moldovenii din diasporă vor ajunge în spitalele din țară. La campanie au participat circa 2000 de oameni care, deși departe de casă, sunt cu gândul la cei de aici. Iar câteva dintre aparate au ajuns la spitalul din Aneni Noi, fiind un ajutor pentru pacienți și pentru medici. În câteva ore, aceste aparate vor fi livrate în spitalele raionale din țară. 10 de pacienți infectați cu COVID internați în instituțiile medicale vor putea din nou respira din plin. Cele 210 concentratoare cumpărate în ultimile zile vor ajunge la tot atâția pacienți care au insuficiență de oxigen din cauza virusului. Antreprenorul Sergiu Păstica spune că își propunea acum o lună, la începutul campaniei, să procure 15 aparate și nu și-a imaginat că oamenii vor fi atât de receptivi. În cadrul campaniei am procurat 334 de aparate. Sunt circa 20 de raioane. Astăzi și mâine acoperim practic tot. Vă acoperim autonomia găgăuză, inclusiv partea din stânga Nistru, ne ducem la Bender și la Dubăsari.
practic peste tot, de la Briceni până la Cahul, toți o să primească. Primele 4 concentratoare din lotul de peste 200 de aparate au pornit astăzi spre Spitalul Raional din Anenii Noi, de unde a și venit ideea de a iniția o campanie în care oamenii să poată dona bani pentru achiziționarea utilajului. Și acum ne aflăm în secția de primiri urgente. Aici ne oprim pentru că este secția de terapie intensivă și reanimare, secția COVID, unde stau pacienții noștri în stare gravă și în stare foarte gravă. Când a început campania, noi avem 165 de pacienți în secție. Deci erau foarte mulți. Nu se ajungeau oxigen, nu se ajungeau butelii. Și concentratoarele ne-au fost de folos. La moment că am mai descărcat un pic rețeaua de oxigenare centralizată. Potrivit medicului, fiecare concentrator de oxigen vine în ajutor pacienților, dar și angajaților care luptă zi de zi pentru a salva cât mai mulți bolnavi. Pentru noi asta este un moment de eroism, când pacientul pleacă acasă. Deci noi suntem atunci atât de bucuroși că ne-am făcut absolut tot ce depinde de noi ca să salvăm o viață. Mai greu este atunci când cineva pierde lupta cu virusul, mai ales când este un coleg, spune vicedirectoarea. De la începutul pandemiei, 3 angajați medicali ai instituției au decedat în urma complicațiilor provocate de COVID-19. Șef secției de terapie, care a lucrat o viață întreagă la noi, mai mult de 30 de ani, clar că am suportat foarte greu, pentru că ne lipsește până în prezent. Totuși, în ultima săptămână, numărul pacienților a scăzut considerabil. Acum sunt internați 62 de bolnavi în secția COVID și 4 la terapie intensivă, unul fiind intubat. Aceste concentratoare vor merge, după cum noi am hotărât să le transmitem în secția de non-COVID, pentru că avem foarte mulți pacienți post-COVID care au nevoie de concentratoare. În cadrul campaniei, instituția a primit 15 astfel de aparate. Între timp, președinta Maia Sandu a anunțat că guvernul Germaniei împreună cu Organizația Mondială a Sănătății au donat 300 de concentratoare de oxigen pentru spitalele din țara noastră. Certificatul digital de vaccinare ar putea intra în vigoare în Uniunea Europeană la sfârșitul lunii iunie. Documentul urmează să fie folosit mai întâi ca un proiect pilot la începutul lunii iunie. Așa zisul certificat verde va fi eliberat persoanelor care au fost vaccinate anticovid, au fost testate negativ ori au anticorpi după ce s-au vindecat. Uniunea Europeană încă își elaborează pozițiile de negociere asupra certificatului european de vaccinare cu obiectivul ca la sfârșitul lunii mai să definitiveze regulamentul necesar pe care Parlamentul European să-l poate aproba în sesiunea plenară din 7-10 iunie. When we are coming with a new tool, so such a COVID certificate or a digital green certificate, is to be sure that it will be possible to each and everyone citizen in Europe to receive such a certificate without any discrimination and with the certainty that there is an insurance, so it's a right to receive a certificate free of charge, and it will be also possible to ask to the other member states to accept the certificate. Întrucât problema datelor personale este un subiect care preocupă eurodeputații, Comisarul European a asigurat că certificatul verde european va conține un ansamblu limitat de informații, mai redus decât certificatul de vaccinare al OMS, Cartea Galbenă, pentru călătoriile în țări tropicale. Acest certificat verde digital va permite o mai bună mobilitate între statele UE în contextul pandemiei COVID-19, evitând astfel restricțiile cum ar fi carantina sau testarea în țara de destinație. Statele UE vor putea accepta pentru certificatul verde toate vaccinurile anti-COVID-19. Grecia a anunțat că își redeschide de vineri granițele pentru turiștii din UE care s-au vaccinat în baza adeverinței de vaccinare sau în baza unui test PCR. Cei care au trecut prin boală și pot dovedi că au anticorpi pe baza testului, de asemenea, pot să intre în Grecia fără nicio altă restricție. Este o veste foarte bună pentru sutele de turiști care deja și-au rezervat o mini-vacanță în perioada Paștelui. Imediat după știri începe emisiunea O seară perfectă. Elena Javela se află deja în studio și ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Elena, bună ziua! Valeria, bună ziua! Azi la O seară perfectă l-aștept alături de mine pe interpretul Valentin Uzun, care vine cu un videoclip în premieră dedicat fetițelor sale. Stăm de vorbă cu Andrei Porubin, iar Olga Țapordei a pornit în cea mai mare aventură a vieții sale, cea de a cuceri Everestul. Mai multe detalii aflăm la O seară perfectă. Nu ratați emisiunea de azi! Până la urmă acolo mor oameni.
Da, probabil mor oameni acolo, oameni mor peste tot, chiar și petrecerea de petoni. Everestul totuși este un pic diferit pentru că durează foarte mult și trebuie să te gândești ce ai nevoie în aceste 45 de zile ca să supraviețuiești acolo. Această expediție este una din cele mai scumpe expediții din lume. Costul ei, în cazul meu, a fost 69.000 de euro. Catedrala Notre-Dame, devastată de incendiul din 2019, se va redeschide în 2024. Asta promite ministrul francez al culturii, care a mers ieri la fața locului cu președintele Emmanuel Macron, exact la 2 ani din ziua în care capodopera artei gotice a fost mistuită de flăcări. Președintele Emmanuel Macron a urcat pe acoperișul Catedralei Notre-Dame la 2 ani după ce flăcările au străpuns podul vechi de secole al catedralei. De pe acoperiș, președintele, îmbrăcat în salopetă și purtând o cască de protecție, a privit în transeptul deteriorat al catedralei și a mulțumit lucrătorilor. Je crois qu'on voit ici combien en 2 ans un travail immense a été accompli de sécurisation, d'expertise, enfin il y a tout ce qu'on ne voit pas aussi. General le sait bien et côté architecte en chef. Imediat după incendiu, Macron a promis reconstrucția în termen de 5 ani a catedralei. Nous rebâtirons Notre-Dame. Parce que c'est ce que les Français attendent. Parce que c'est ce que notre histoire mérite. Prima fază a operației de reconstrucție a fost complicată. A fost nevoie de a tăia o masă de 200 de tone de metal răsucit rămas după ce focul a consumat schele, care au fost ridicate în jurul turnului de lemn și plumb în momentul aprinderii. Munca a fost de asemenea oprită temporar din cauza contaminării cu plumb și încetinită uneori de pandemia de coronavirus. Ministrul francez al culturii promite că în 2024 Catedrala Notre-Dame se va redeschide și că va fi restaurată la designul său original. Finanțarea restaurării nu a fost o preocupare. În urma incendiului, peste 800 de milioane de euro au fost donați de miliardarii din Franța și din străinătate. Pe 15 aprilie 2019, pe când se afla în restaurare, celebra catedrală gotică, veche de 850 de ani și un adevărat simbol al Franței, și-a pierdut turla, acoperișul și orologiul, precum și o parte din bolta sa, distrusă de flăcări, sub privirile a mii de trecători. 8 persoane au fost ucise într-un atac armat în SUA. Un bărbat a deschis focul într-un depozit al unei companii de curierat din Indianapolis, după care s-a sinucis. Preliminary information at this time is that the shooter has taken his own life. We don't feel that there is an active threat to the community at this time. Poliția anunță că multe victime au fost rănite grav prin împușcare, una fiind în stare critică. Mai mulți angajați ai companiei au relatat că le este interzis să aibă telefonul asupra lor la locul de muncă, lucru care ar fi putut să împiedice pe muncitori să ceară ajutor în timpul atacului. Acest incident armat are loc după o serie de atacuri similare în ultimele săptămâni. Președintele american Joe Biden crede că a sosit momentul detensionării după ce a impus noi sancțiuni Rusiei, spunând că există încă loc pentru ca cele două țări să lucreze împreună. Biden l-a îndemnat astfel pe omologul său rus, Vladimir Putin, să se abțină de la orice acțiune militară împotriva Ucrainei. Now is the time to de-escalate. The way forward is through thoughtful dialogue and diplomatic process. The US is prepared to continue constructively to move through that process. My bottom line is this. Where there's an interest in the United States to work with Russia, we should and we will. Where Russia seeks to violate the interests of the United States, we will respond. După ce a anunțat sancțiuni financiare și expulzarea a 10 diplomați ruși, Biden și-a reiterat oferta de a organiza un summit cu președintele rus în această vară în Europa pentru lansarea unui dialog strategic privind stabilitatea, în special în materie de dezarmare și securitate. I was clear with President Putin that we could have gone further, but I chose not to do so. I chose to be proportionate. The United States is not looking to kick off a cycle of escalation and conflict with Russia. We want a stable, predictable relationship. If Russia continues to interfere with our democracy, I'm prepared to take further actions to respond.
Washingtonul afirmă că sancțiunile impuse ieri Rusiei sunt o reacție la ingerințele electorale ruse și la atacurile cibernetice. La Moscova, noile sancțiuni au fost numite inacceptabile, iar acuzațiile de ingerință în alegerile americane au fost numite fictive. Ministerul rus de externe a declarat ambasadorului SUA că în viitorul apropiat Rusia va răspunde cu o serie de măsuri. Marea Britanie se pregătește pentru înmormântarea prințului Philip, care va avea loc mâine la castelul Windsor. Doar 30 de persoane vor participa la funeralii. Prințul Harry și prințul William nu vor sta alături. Cei doi vor fi separați de un verișor. Prinții Charles, Andrew, Edward și prințesa Anne, cei patru copii ai ducelui de Edinburgh, precum și nepoții William și Harry, vor merge alături de sicriul cu trupul neînsuflețit în procesiunea de la castelul Windsor. În rândul al treilea se vor afla prințul William și fratele său Harry, care se vor vedea pentru prima dată după interviul de la Oprah Winfrey. Cei doi vor fi separați de vărul lor. Regina va merge împreună cu o doamnă de onoare într-un Bentley la finalul procesiunii și va intra în capelă pe o ușă laterală. La ceremonie vor participa 30 de persoane, deși inițial ar fi trebuit să participe 800. Sicriul prințului Philip va fi dus la capela St. George pe un Land Rover special adaptat, pe care l-a proiectat el însuși timp de 16 ani. Ducele de Edinburgh a ales personal însemnele regale care vor fi așezate pe altar pentru funeraliile sale. They represent British and Commonwealth orders and decorations and the final cushion with orders from Greece and Denmark for obvious reasons. There are the Duke of Edinburgh had I think 61 decorations and awards from 53 different other countries and there simply just wasn't the space to have them all on display. Toată lumea va purta haine de doliu cu medalii sau vestimentație de zi, însă nu uniforme militare. Funeraliile vor fi transmise de BBC. Prințul Philip a murit pe 9 aprilie la vârsta de 99 de ani. O verighetă din aur a ajuns din nou la proprietar cu ajutorul unui scafandru care căuta obiecte pierdute în adâncuri. Inelul strălucitor i-a atras imediat atenția bărbatului în timp ce inspecta albia unui râu din Sacramento, California. A găsit în scurt timp și proprietarul cu ajutorul unei rețele sociale. Scafandrul are această pasiune din copilărie, coboară în adâncuri unde caută prin nămol sau prin nisip obiecte pierdute. A găsit telefoane mobile, chei, ochelari de soare, momel pentru pescuit, dar niciodată ceva atât de valoros, o verighetă din aur. I've been doing this since I was 10 years old. I couldn't tell if it'd been underwater for a day or a year. Nu a stat mult pe gânduri și a început să caute proprietarul. A postat imagini cu verigheta pe pagina sa de Facebook dedicată obiectelor găsite în apă. If you know somebody who may have lost a ring in the river, or if you know somebody that might know somebody who may have lost a ring in the river, please share this video with them. În scurt timp, inelul a fost revendicat de un bărbat. Omul spune că l-a pierdut acum câteva luni în timp ce se scălda. Right on, Leon. It still fits. That's me. You are my hero. Thank you. Right on. I immediately went to the store and got snorkel gear. And I've been doing a search in the river bottom for the last week. For some reason I still had faith that I would find it. Proprietarul verighetei spune că va rămâne veșnic recunoscător. I'll remember this moment for the rest of my life and I could pass this story eventually down to my grandchildren and share this with them. I will not lose it, I promise you. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Elena Javela. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 36 45. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!